Iubiți frați și surori, iubită familie îndoliată, primiți sincere condoleanțe din partea mea, familiei mele, sunt cu Gina aici, în seara aceasta, din partea Bisericii Ghețimani, fratele Costică Hrișcă și toți frații v-au salutat. Ne-am rugat pentru voi și ne vom ruga pentru voi. Dumnezeu să vă mângâie. Sora Emilia și frate Adrian, e ultima seară când tata, chiar dacă e într-un coștiug, e încă cu noi. Vor trece alte nopți și din seara aceasta vor veni alte nopți care nu vor mai fi ca cei 54 de ani, ca cei 10 de ani, Adrian, cât a fost cu tata. Sunt și eu bătrân. Dar când tata a plecat, și de atunci mă simt altfel. Deși Dumnezeu ne-a dat în viață un ajutor potrivit, soția sau soțul, dar când pleacă unul dintre părinți sau amândoi, drumul, călătoria noastră pe pământ e altfel. Sunt prieten, am fost prieten cu Aurel și el m-a ales primul ca prieten pentru că îi port numele. Acum un Aurel în sicriu, unul vorbește, cât vreme nu știu. Dumnezeu ne-a dat harul să fiu cu o săptămână înainte la spital. Un an și ceva în urmă, când s-a simțit rău, un an jumate, m-a sunat și mi-a spus să vin până la el acasă. Și am spus, dar ce vrei? Și a spus, vreau să îmi povestesc viața. Când eram copil, în comuna care m-am născut, când venea primăvara, oamenii văruiau pomii, copaci. În anii de copilărie n-am înțeles de ce făceau asta. Credeam că se face curat, se mătură în curte și se văruiesc pomii. Abia mai târziu, tata mi-a spus, nu numai ca să fie frumos, alb, dar aceasta este și o protecție pentru pomi, pentru insecte, să nu se urce în copaci. Am învățat multe lucruri. Copacul nu se poate apăra de insecte, n-are cum, numai când vântul bate, izgonește insectele după el, dar când se așează sub coaja lui, mănâncă de acolo. Tot așa este și viața noastră pe pământ, să știți. În trecerea noastră pe pământ, dacă am ști, dar vedeți, o insectă mică, se bagă sub coajă și dintr-o dată vezi un copac falnic, îl vezi că se usucă,
păles frunzele, ce are? Știți ce mă bucur de Aurel? L-am cunoscut, nu cum l-ați cunoscut voi. Am avut o seară care am petrecut-o cu el. Și am încercat să scuturăm insectele. Să rămână un pom curat, cu roadă. Și știți ce mi-a spus el la sfârșitul serii? 2 ore în urmă n-am putut să spun că pot să zbor. Acum pot să zbor. De plec acum, știu unde mă duc și mă duc cu bucurie. Sunt așa de ușor încât ca o pană. Știți de ce v-am spus aceasta? E mare lucru să fim curați. E mare lucru. E mare lucru să te pregătești pentru ceasul acesta. Când m-a sunat Petrică și mi-a spus că s-a dus. Zic, dar cum s-a dus? Foarte în pace. Noi am crezut că a adormit. A venit să-i schimbe pansamentul și a spus, lasă-l că abia a adormit, uite, doarme adânc. Și de urs a spus, hai să văd cum e. Și a luat mâna și a dat la mână în jos și el s-a dus jos. Când ești curat, Biblia spune, scumpă este moartea celor plăcuți Domnului. Am să citesc un verset și înainte de a citi versetul acesta, permiteți-mi să spun, Dumnezeu în care oameni la Chicago. Am întrebat Petrică Lorenz, e rud cu el? A spus nu. Păi da, cum vine așa? Deci vine, îi aduce ceva mâncare, îi spune la soția Emilia, du-te acasă și te schimbi, că ai 24 din 7, ești acolo. Vreau să vă spun că puțini oameni sunt acum așa, frați, surori. Îs rari. Biserica Betania... Am întâlnit un om la voi și mai sunt în comunitatea noastră română. Pentru acești oameni slăvesc pe Domnul, mie îmi spune că Biblia are dreptate. Permiteți-mi să citesc versetul care l-am pe inimă. Versetul 11 din capitolul 2, Apocalipsa, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor, la plural, Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Ați auzit bine? Mai este o moarte. Și auzi, acolo vor fi numai biruitorii scapă de moartea aceea, a doua moarte. Frumos este, am fost la câteva mormântări foarte diferit de restul. Când soția, fosta soție, a aruncat un bilețel peste sicriu în groapă, am făcut poză, eram cu fratele Câmpianu, eram 14 cu toți cu ea de la funeral și am întrebat-o pe fosta soție, ce-i bilețelul ăla acolo? O scrisoare,
Dar ce ai scris? Te iert și Dumnezeu să te ierte. Mare lucru. E frumos. În seara aceasta e diferit prin vechi. Mâine va fi diferit în mormântare de cazul care eu vi l-am spus. Dar vreau să vă spun că mai este o moarte. Toți ne temem de asta, de moartea asta. Doctore, nu mai poți să faci ceva? Da, mai pot, hai să-ți mai dau un șat. Mănâncă mai ordonat. Și sfaturile sunt multe. Dar toți fugim de umbra morții, deși trecem prin valea aceasta, care suntem umbriți. O spus la news că și regele Anglii a fost la spital și m-a gândit, ori e frică și lui cu atâția doctori specialiști? Da, e frică. Și prințesa. Auzi, împărați, king, nu poate să facă nimeni nimic. Fugim de moartea asta, dar asta nu e totul. Urmează o altă moarte care va depinde veșniciile departe de fața lui Dumnezeu. Ce vreau să vă spun în seara aceasta, nu e o glumă, nu e un joc, nu sunt cuvinte, nu știu cum să vă spun în seara aceasta, să credeți Scriptura. Auziți, celui ce va birui. Asta nu înseamnă, I don't care, nu mă duc acum. Nu mă duc la un pas, indiferent ce se întâmplă. Nu, nu, nu. Auzi, celui ce va birui pe ăsta și de 7 ori e pus în 2 capitole, la 7 biserici vorbește aceeași frază, celui ce va birui, aleargă la maraton 1 singur ia premiul. La olimpicii 3, aur, silver, bronz și restul nu. Dar toți sunt acolo, toți. Mi-e teamă, să știți, când e vorba aici, celui ce va birui. Apoi eu sunt slab, frate, eu sunt slab. Dar nu ești slab că trăiești în minciună în fiecare zi. Ești tare în minciună. Oamenii spune mincinosul, auzi, mincinosul. Dar de ce îi spui mincinosul? Păi tu o spus când dă banii, nu mi-o dat, o spus că vine la întâlnire, nu a venit, o spus că face asta, nu a făcut. Păi mincinosul ăsta. Acolo ești tare, ești tare. Auzi ce spune Biblia? Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Celui ce va birui, mai citesc o dată, nu va fi vătămat de a doua moarte. Auzi, moartea a doua n-are nicio putere, nicio putere n-are. Că în mine și eu sunt în Hristos și El în mine. Și moartea va veni să secere a doua oară, mincinoși, trufași. Și lista continuă, știți dumneavoastră. Dar celui ce va birui, îi dau, îl fac. Mare lucru. Știți de ce Aurel în seara aceea a povestit cu mine, a spus, vreau să biruiesc. Și a biruit. Doresc la toți care sunt prezenți aici să aibă soarta lui Aurel, nu boala lui, ci felul lui de curăție. Mă întâlnesc cu Dumnezeu, sunt în marea bătălie. Primesc medalia sau nu o primesc? Și a spus, vreau să primesc premiul. Pavel a spus, m-am luptat în lupta cea bună. Nu, când am putut, m-am luptat,
Când nu, n-am putut, fraților, mă înțelegeți. Și eu bătrân, nu pot. Bătrânul Pavel. El n-a spus așa. Bătrân, tânăr, cu mulți copii, cu mai puțini copii, cu business, fără business, cu bani, fără bani, suntem într-o mare bătălie, într-o mare luptă. Ce lui ce va birui. Nu-i glumă și nu-i joacă, fraților. Viața noastră, trăirea noastră e pe viață și moarte. Am biruit, am câștigat. Dacă nu, poți să se scrie pe piatra funerală robul lui Dumnezeu. Dacă n-am biruit cât am trăit, degeaba e scris. În seara aceasta, atât mi-a fost pe inimă să vă spun. Mă lupt și eu și nu mă lupt ca unul de ca la gym. Mă lupt pe un front real. Mă lupt cu păcatul care pândește. Mă lupt cu firea pământească în care trăiesc. Mă lupt în viața de fiecare zi. Mi s-a dat o haină albă și permite să fac comparația aceasta. Și am și papucii albi. Și afară plouă, e mâzgă, e noroi. Și au spus, dacă mergi o maile fără să te murdărești, ai biruit. Cam așa este pocăința azi. Și trebuie să mă duc să nu mă murdăresc. Să am grijă ce vorbesc, să am grijă cum mă îmbrac, să am grijă cum trăiesc, să am grijă cum iubesc, să am grijă. Căci celui ce va birui, celui ce va birui. Emilia, vreau să spun că Aurel a biruit. Sunt martor ce tu nu știi. Sunt martor. Fraza finală din seara aceea, când tu erai în altă cameră cu băiatul, a spus, acum pot să zbor. Bine, a fost destul atunci. Am văzut un om care e gata de zbor. Voi l-ați cunoscut pe Aurel de aici, de la cenzor, de la comitet. Eu l-am cunoscut în ultimile clipe. Și aș vrea și plecarea mea să fie tot așa. Pot să zbor acum. Nu vă mai leagă nimic, nu vă mai ține nimic. De aceea, ultima întâlnire la spital, i-a spus Aurel, ai biruit. El a zâmbit. Petrică este martor. Și am spus, un soldat pe frontul de luptă, ești tu, ai biruit. Permite-mi să iau poziția de drept. I-a spus, așa ca prieten, și a spus, te salut. Acum, tu care ai dat mașina la alți, a spune exact ce am spus, care dădeai mașina la nunț, mașina aia frumoasă, să vină mirii la adunare. Și a spus, acum mașina aia e nimic, vine o caleașcă, ceva ce n-ai văzut. Și a spus la Petrică, am văzut în vedere doi îngeri, au venit cu cartea lui și unul stătea lângă el, i-a spus pe hol, să știi, e gata, se duce. Auzi, nu mai trebuie mașina vara să iasă frumos, să meargă pe drum. Au venit doi cu cartea veții și mai sunt încă o grupă de îngeri care vin să ia pe sfinți. A trecut o săptămână după ziua când am fost la el și mă bucur în seara aceasta de un ostaș care a biruit. Emilia, nimeni nu o să-ți dea o medalie acum pentru Aurel să rămână în dormitorul tău, în living room, dar va veni o zi când cerurile vor privi
Și când Iisus, Dumnezeu, Tatăl, Duhul Sfânt, milioane de îngeri și milioane de oameni care vor privi la alegerea care Dumnezeu o să o facă atunci, va spune: Aurel, Zaharia, vino aici. Ai biruit. Și aceasta doresc la toți care în seara aceasta suntem la acest funeral. În ziua aceea să se spună despre tine și despre mine: ai biruit, vino aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze familia îndoliată, pe cei rămași. Rămâneți credincioși Domnului și în marea bătălie, care noi încă suntem pe fronți, fiți biruitori. Celui ce va birui, îi voi da, îi voi face, va fi cu mine, în sfăgăduințele lui Dumnezeu. Amin.